Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor colegi. Rezultatele au vorbit întotdeauna de la sine. Anul trecut, în plină criză economică, România a înregistrat o creștere economică de 5% în primele 9 luni ale anului. Dar rezultatele politicii guvernamentale includ implicit o componentă de activitate legislativă, cel puțin la fel de importantă. De fapt, coordonarea permanentă între partea legislativă și cea executivă a fost cheia acestor rezultate care au depășit cu mult prognoza statisticienilor. Partidul Social Democrat a luat măsuri pentru a tempera inflația. Am găsit resursele financiare pentru majorarea pensiilor și a veniturilor celor cu salarii mici. Am reglementat piața energiei. Am stabilizat economia României. Astfel am creat condiții pentru o consistentă creștere economică. Proiectele guvernului au găsit întotdeauna deschidere și disponibilitate în Parlamentul României. Urgențele guvernamentale au devenit priorități legislative, iar contribuția parlamentarilor Partidului Social Democrat a fost decisivă în finalizarea lor. Adoptarea la timp a bugetului de stat pe 2023 a fost testul final, iar consecvența și determinarea cu care Partidul Social Democrat își urmărește angajamentele și își îndeplinește promisiunile au fost demonstrate din plin de aprobarea lui la termen. Iar prin amendamentele depuse, parlamentarii Partidului Social Democrat au sprijinit finanțarea investițiilor la nivel local în toate zonele țării. Anul acesta, Partidul Social Democrat va prelua conducerea guvernului. Și cu atât mai mult, modalitatea de lucru între Parlament și Guvern va trebui păstrată și, desigur, îmbunătățită. În Parlamentul României, Partidul Social Democrat va continua să sprijine măsurile sociale și economice care sunt în folosul românilor, iar promovarea echității sociale la nivelul societății românești și dialogul politic va fi prioritate. Nu în ultimul rând, va susține aderarea României la spațiul Schengen. Dar pentru toate acestea, ca să devină realitate, avem nevoie în continuare de un parteneriat politic bazat pe principii, pe respect reciproc, pe un dialog permanent cu înțelegerea obiectivă și aprofundată a circumstanțelor. Anul 2022 a fost un an bun. Îmi doresc ca anul 2023 să fie un an cel puțin la fel de bun. Am convingerea fermă că vom reuși să înlăturăm toate obstacolele, iar românii vor simți efectiv că trăiesc mai bine. Prioritatea Partidului Social Democrat a fost și va rămâne bunăstarea românilor. Viorel Snălan, deputat PSD de Hunedoara. Vă mulțumesc!